Salut, Lei! Voi face citirea pentru luna plină din Taur, o lună plină care se perfectează pe data de 15 la ora 23 și 28 de minute ora Bucureștiului, în 24 de grade Taur. Soarele fiind în 24 de grade Scorpion. Deci tot în casa familiei și Taurul reprezintă cariera voastră, reușitele voastre profesionale, sociale, familie. Această opoziție a Soarelui cu Luna este de fapt și opoziția Soarelui cu Uranus. Uranus, retrograd. Vorbim de schimbări care apar în carieră, dar și în familie. Aceste schimbări din carieră, din reușitele voastre profesionale, sociale, sunt reflectate și în familie. Puteți folosi totuși acest moment să căutați aceste schimbări, să le valorificați, să le acceptați, de fapt, aceste schimbări, transformări, fiindcă valorificarea apare prin aceste sextil și trigon în planeta Neptun retrograd. Opoziția nodurilor lunare mai avem aici, care poate fi valorificată, dar poate să și acumuleze tensiuni foarte mari legate de rutina zilnică și cu Venus în Capricorn, mai avem o opoziție între Jupiter și Mercur. Jupiter retrograd în Gemeni, Mercur în Săgetător. Pentru voi reprezintă rutina zilnică, Săgetătorul, poate ceea ce v-ar face pe voi fericiți. Iubire, creativitate, hobby-uri, distracție. Aici se acumulează foarte multe tensiuni legate de acest Jupiter retrograd, care și el poate să aducă schimbări. Și Jupiter pentru voi este într-o casă a relațiilor cu prieteni, cu protectori, asociații profesionale. Să vedem ce sfaturi primiți din partea tarotului. Deci, luna plină din Taur, luna plină care se perfectează în casa carierei pentru voi, ceea ce reprezintă reușite profesionale sau sociale. Să pun cele trei cărți. 14, data de 14, 4 de monede și acest 9 de bâte. Deci la baza pachetului aveți aici pajul de bâte, care arată în primul rând așteptările voastre. Ați vrea să deblocați niște situații legate de carieră sau poate legate de studii, de călătorii. Deci vreți să începeți ceva nou, aveți o energie, foarte multă energie și această rună chakră principală care arată că chiar aveți nevoie să vă conectați pentru securitatea voastră, pentru stabilitatea voastră cu energia pământului. Vorbim aici de un prinț de cupe, un bărbat tânăr cu ascendent zodie în pești. Avem semnele peștilor și arată acest prinț de cupe că
poate să aducă destul de multă cheltuială în familie, cheltuie foarte mulți bani, îi place distracția, îi place să creeze o atmosferă plăcută în jurul lui și are o ceacră a inimii, este situată în centrul pieptului și vă cere să faceți un echilibru între emoții, relații, între sentimente, relații, astfel încât să ajungeți la pace, iubire, armonie, creativitate, să vă folosiți intuiția, inteligență, puritate și posibilitatea unei regenerări, a unei creșteri, a unei vindecări. A treia carte de aici, de la baza pachetului, este Împăratul. Împăratul poate să apară o dată de patru, când veți primi o informație. O informație din partea unei persoane autoritare care vă arată că trebuie să acceptați ordinea, disciplina, să fiți creativi, să aveți curaj, să arătați profesionalism. Și vorbim din nou de o ceacră principală, o ceacră care vă arată că trebuie să vă conectați la energia Pământului pentru a primi stabilitate, energie, dar și securitate, protecție. Acest împărat, deci, poate să fie o autoritate de stat, o autoritate, o autoritate legată de familie, o persoană care poate să vă dea un sfat, dar este și o persoană care vă cere cumva să gândiți, să analizați această situație pentru a putea lua o decizie. Și iată că chiar în spatele acestuia aveți, din nou vorbim de un 6. Deci o dată de 4 și de 6, să vă gândiți bine când trebuie să faceți o alegere, o alegere între viciu și virtute. O alegere importantă, liberul arbitru, voi decideți, voi alegeți. Și o ceacră a inimii, pe care o mai aveți încă o dată la acest prinț de cupe. Deci vorbim de echilibrul dintre emoții, sentimente și relații, astfel încât să ajungeți la pace, armonie, liniște, iubire, creativitate și să aveți parte de o creștere și o dezvoltare, o vindecare. Bun, deci vom merge mai departe să vedem acum la aceste aspecte ce aveți aici. Aveți un 14, deci o dată de 14, când s-ar putea să vă aflați în situația în care voi trebuie să analizați foarte bine forțele care intră în joc, astfel încât să țineți sub control o situație. Să puteți să echilibrați aceste forțe, să vă aduceți în puterea voastră o persoană sau poate chiar să ajungeți voi într-o situație în care vă doriți. Jupiter, săgetătorul, Jupiter în săgetător arată un aspect benefic, această cumpătare, această analiză. Aveți aici o ceacră a plexului solar. Este o ceacră care arată că trebuie să vă asigurați de energie și de putere, lucru pe care le asigură abdomenul prin reacțiile care se produc în abdomen. Este ceacra plexului solar. O ceacră legată de foc, de energie de foc. Vorbim aici de un 4 de monede, deci o situație în care trebuie să țineți sub control cheltuielile, să faceți un echilibru la aceste cheltuieli, să faceți niște legături astfel încât să puteți să aveți niște bani puși deoparte sau să plătiți anumite lucruri. Aveți aici o ceacră a gâtului. Vorbim de o ceacră care este legată de glanda tiroidă, face legătura între partea materială și partea spirituală, mentalul, unde trebuie să vă echilibrați energiile pentru a beneficia de sănătate și a putea să vă asumați responsabilități.
și un nou de bâte care vă anunță niște blocaje, blocaje care vă aduce, totuși ați putea să vă ascundeți scopurile pentru a depăși aceste blocaje. Să vă folosiți mentalul, energia și, în primul rând, aveți o chakră sacrală care vă leagă de zona aceasta care este aflată în josul burții și este o energie de creație, de fertilitate. Este o forță legată de apă. Haideți să vedem ce spun firmele pentru voi. Să le depărtăm puțin aici, oricum le vedeți, 14-le. Să strâng aceste rune. Ăsta se pune numai într-o poziție, ăsta rămâne așa. Să le scoci pe celelalte așa cum sunt, în pozițiile lor. Deci, este o etalare totuși cu anumite aspecte. Deci veți afla un secret foarte urât care vă face să vă schimbați părerea despre cineva. Aveți o relație care nu se mai perfectează, o cădere de vitalitate, o pierdere. Deci pierdeți ceva la care voi ați fi așteptat să primiți. Totul este datorită alegerii pe care voi ați făcut-o. Această alegere este ciocanul lui Tor și totul este înghețat. Acest ciocan al lui Tor, dacă voi ați făcut această alegere, s-ar putea să nu fie ales exact ceea ce trebuia. Și acest lucru va aduce stagnare, blocaje, trebuie să căutați persoane calificate pentru a vă rezolva această problemă. Și de asemenea aveți aici o rună răsturnată care este arborele de Tisa, care arată că numai voi puteți să rezolvați această situație dacă veți accepta. Ce este adevărat, ce este corect, adevărul, dreptatea, atunci această rună vă susține să schimbați ceva în viața voastră, să modificați această situație în favoarea voastră, benefică, cu daruri materiale, cu schimbări foarte rapide, ca o piatră de hotar, această schimbare să fie pentru voi, să apară o relație nouă, să vină un copil în familie. Deci este un aspect foarte benefic pentru voi, această schimbare, transformare, care este foarte rapidă, dar totul depinde numai de voi. Și iată că depinde de aceste 14, unde voi trebuie să analizați foarte bine forțele care intră în joc, astfel încât să luați o schimbare. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat. Dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!